Preacuvioasă Părinte Exarh, Preacuvioasă Părinte Stareț, Preacucernici, Părinți, Domnule Primar, Domnule Director, iubiți credincioși, dragi copilași, cred că reacția aceasta spontană a dumneavoastră, după terminarea cuvântului de învățătură al Părintelui Exarh, Dumitru Cobzaru, este întru totul firească, încununând emoția unei zile, cum de fiecare dată afirmăm, n-am meritat. Toate evenimentele acestea de care și cu care ne bucură Dumnezeu, afirmăm cu realism, nu cu smerenie, cu realism, că nu suntem vrednici de El. După cum spunem în prorogăciunea de la Liturghia Sfântului Vasile cel Mare, îi mulțumim lui Dumnezeu pentru toate darurile sale, că nu după dreptățile noastre, că n-am făcut ceva bun pe pământ, ci pentru mila și durările sale, iată că ne învrednicește de zile atât de intense din punct de vedere duhovnicesc. De aceea nu pot decât întâi să-i mulțumesc lui Dumnezeu și în numele meu ca slujitor smerit al Său, dar și în numele întregii comunități de credincioși, că ne-a ținut sănătoși, a fost împreună cu noi în toate încercările din acest an, care nu au fost puține, și ne-a ajutat să ajungem, iată, acum la apusului 2017, încununând un an cu această frumoasă slujbă de hran. Apoi, îl iubim și ne rugăm Sfântului Arhidiacon și întâi ucenic Ștefan, ocrotitorul bisericii noastre. Nici că se putea un patron spiritual mai potrivit pentru, a zice eu, Părinte Exarh, poate cu mândrie, dar mă spovedesc de păcatul acesta, pentru întâia comunitate de credincioși din țara Năsăudului, măcar, întâiul ucenic, să fie ocrotitor spiritual. De aceea ne rugăm Sfântului Ștefan, ca și de acum înainte, să mijlocească pentru noi și să ne dea tărie, așa cum frumos a spus Părintele în cuvântul de învățătură, ca și noi să copiem cât putem noi din exemplul vieții sale. Venim pe pământ, cu toate că în cer mi s-a părut a fi acum la Sfânta Liturghie. Ne mulțumim de la cer până la pământ. Părintele Exarh, Arhimandrit Dumitru Cobzaru, exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Vadului, Fereancului și Clujului, care ne-a bucurat cu prezența, cu cinstea aceasta, că în a treia zi de Crăciun, după ce în primele două zile a slujit la Catedrala Metropolitană și la Sfânta și Arhicunoscută a Mănăstirii Nicula, iată că în itinerariul duhovnicesc al Sfinției sale a găsit loc și pentru biserica noastră din Maiul, pentru a fi împreună cu noi la sărbătoarea hranului. Părinte Exarh, vă mulțumim din suflet de prezență și de faptul că vă îngrijiți cu înțelepciune nu numai de bună starea duhovnicească a mănăstirilor din episcopia noastră, ci aveți grijă și de noi preoți și credincioși de mir, care avem nevoie de astfel de momente de înălțare duhovnicească pentru a prinde curaj și a continua în drumul nu ușor, anevoios, în care ne aflăm cu toții. Simbolic, primiți un buchet de flori așa alb, imaculat, care să surprindă printr-un gest mic o prețuire mare pe care vă purtăm, așteptându-vă și cu alte ocazii în comunitatea noastră. La mulți ani! Totodată, mulțumim Părintelui Exarh că a venit însoțit de un prieten și fiu duhovnicesc al Sfinției sale, Părintele Arhimandrit Nicolae Moldovan, starețul Mănăstirii Nicula. Acum, nu știu toată istoria, dar cred că după Părintele Exarh, Părintele Nicolae a preluat destifrâile duhovnicești ale Mănăstirii Nicula. Îi mulțumim de prezență și că, iată, a lăsat mulțimele credincioși care, cu siguranță, astăzi au umplut biserica Mănăstirii Nicula și a venit împreună cu Părintele Dumitru, biserica noastră. Și acum, cum suntem noi așa când vinem un context mai stabilit și alte lucruri, cu insistență ne-a rugat pe Părintele să mijlocească și să rânduiască Dumnezeu cumva
să primim și noi pentru biserica noastră o copie pictată a icoanei făcătoare de minunea Maicii Domnului de la Mănăstirea Nicula. Și ca darul să fie complet, ar trebui să fie și tare repede, de că ne-am bucurat să o avem până în 29 aprilie, când o să fie Sfințirea Bisericii și când vom avea binecuvântarea de a avea 3 zile la noi cinstitul brâu al Maicii Domnului adus de la Mănăstirea Catoxenia din Grecia. Continuând, îi mulțumim Părintelui Arhidiacon Daniel Frumos, care a înnobilat această slujire a Sfintei Liturghii. Mă și gândeam că Părintele Daniel Frumos are un nume predestinat. Și aici nu mă refer la prenumele Daniel, care și ăsta e frumos, ci mă refer la numele său de familie, pentru că întreaga slujire și felul impecabil în care știe să fie un diacon după măsura Sfântului Arhidiacon Ștefan, ne duce cu gândul la numele său de familie. Mulțumim de prezență și de gândul cel bun. Apoi le mulțumim celorlalți preoți, colegi din zonă, care împreună cu Părintele Lăpuște și cu mine au venit să coliturghisească, Părintele Vasile Ureche de la Valea Mare, fiul satului nostru și dintre preoții, fii ai satului Maieru, cel mai apropiat, poate și ca și geografic, dar și sufletește, venind aproape la toate evenimentele duomnicești, nu puține, care se desfășoară în comunitatea noastră. Părintelui Lazar Lechida de la Rodna, care nu-i fiul al satului, dar e înviat, așa mai nou, și el cu regularitate participă la evenimentele din parohia noastră, și Părintelui Paul Gavriloae, secretarul protopopiatului Năsăuț și preot la St. George Băi, mulțumindu-le încă o dată de efort și de prezență. Mulțumim domnului primar pentru faptul că, deși răgușit fiind după o seară de colindă, cum a fost în ajunul Crăciunului, a fost împreună cu noi și cu inima deschisă ne sprijină în toate lucrurile pe care cu ajutorul lui Dumnezeu vrem să le înfăptuim împreună. Mulțumim grupului vocal de teologi Axios, cărora vreau să le spun de orice fel de emoție, că m-au primit așa cu un pic de jenă, că au întârziat câteva minute, nu sunt puteți supărați pe voi, pentru că ați cântat prea frumos. M-am gândit eu să vă spun ceva la început, dar nu vă mai spun, pentru că ascultându-vă cele 6-7 colinde pe care le-ați cântat, am zis că și dacă mai întârziau, au meritat să-i așteptăm, pentru că ne-au bucurat foarte mult sufletele cu niște colinde tare frumoase. Apoi, mulțumim celor care s-au îngrijit împreună să avem o zi a Hramului din toate punctele de vedere frumoasă. Și în primul rând m-aș îndrepta cu gândul spre coratorii bisericii noastre, care și ieri și astăzi au dat dovadă de foarte multă mobilizare, au pus mână de la mână și la propriu și la figurat și s-au străduit să împlinească din toate punctele de vedere frumusețea acestei zile. La ieșire au pregătit acolo un pahar și de suc, și de alt fel de suc, și o felie de cozonac, și anahore, acolo să luăm cu toții simbolic, să ne înfructăm din ceea ce ei au pregătit. Le mulțumim pentru aceasta. Tot ei au pregătit cu multă râvnă și masa pentru slujitori și pentru alți oaspeți. Noi, în formula întreagă, nu ne mai vedem ca și anul trecut, când am mers împreună la sala nouă de evenimente, nu pentru faptul că în mod obiectiv este altceva programat astăzi acolo, ci pentru că am stabilit împreună cu părintele, cu domnul primar și cu oratorii că ar trebui să ne canalizăm toate energiile pentru ceea ce înseamnă organizarea evenimentului Resfințirii în 29, și atunci am renunțat la efortul acesta, pregătindu-ne cu temeinicie pentru ceea ce va urma. Oricum, la ieșire, vă rog să nu-i ocoliți și să-i bucurați, pentru că s-au pregătit și vor să vă dăruiască câte ceva. Le mulțumim băieților de prin altar, cântăreților noștri care ne-au ajutat, la curățenie și la celelalte. Doamne,
puța de rău care de fiecare dată cu aranjamentele florale pentru Sfântul Altar ne ajută înainte de a spune Tatăl nostru, îi rog pe copii, sau după ce spune mai bine, să se apropie, pentru că fiind în preajma Crăciunului, de a pregăti simbolic mici daruri, sigur că i-au primit, era Moș Crăciun acasă, mai multe și mai frumoase, dar astea mai bune, că-s binecuvântate și zi la Sfânta Biserică. Să nu uit ceva, de cadouri am zis, la ieșire, înainte de a ajunge la curator și la o ușă și la cealaltă, să fiți miluiți de doi preoți, de Părintele Lată, de Părintele Vasile. Și un anunț important, am vorbit încă o dată acum cu Părintele Ioan Lăbuște, în ceea ce privește umblatul cu cruce, acum ne iertați, Părinte, exact că ne ocupăm și de partea Martei, fiind mulți, în ceea ce privește cultul, contribuția benevolă a credincioșilor,